Bine v-am regăsit, vă prezint câteva modele de ochelari de protecție pe care îi folosesc eu de regulă la diferitele lucrări prin atelier și nu numai. Ăștia sunt niște ochelari de la IATO, i-am cumpărat de pe un site, niște ochelari de foarte bună calitate. Eu am o problemă cu ochelarii de protecție pentru că majoritatea au lentila asta din policarbonat care are un pic de dioptrie și la mine se simte foarte, foarte repede acest lucru. După câteva minute începe să mă doară capul. Ăștia sunt practic cu o dioptrie aproape de 0, cel puțin eu nu sesizez niciun fel de diferență cu ei. De asemenea, ce mi-a plăcut la ei este că toartele astea sunt subțiri și sunt destul de elastice așa. Am mai avut ochelari de protecție cu toartele alea late și după scurt timp începe să mă doară capul sau deasupra urechii, plus de asta dacă stau foarte strânși așa pe cap, iar la fel îți creează un disconfort la un moment dat. Îi prefer pe ăștia, de exemplu, la lucru cu lemn, mai tai cu ei, folosesc drujba sau diferite fierăstraie, sunt foarte buni pentru așa ceva și îmi plac că sunt lejeri. Au și aici două chestii așa gumate care se sprijină pe nas și sunt foarte, foarte comozi în utilizare. Pe urmă i-am luat pe ăștia așa, vedeți că sunt cumva o lentilă care acoperă mult mai bine ochiul. Au și în lateral așa niște prelungiri. Genul ăsta de ochelari îi folosesc la tăiat cu flexul sau la polizat. Eu am avut odată o problemă, am lucrat cu flexul și lucram cu ăștia și mi-a sărit peste ochelari niște șpan de la niște pilitură de la metalul respectiv și am stat o lună de zile cu ochiul bandajat, am făcut o conjunctivită de toată frumusețea, așa că de atunci folosesc numai genul ăsta de ochelari care să protejeze cât mai bine toată zona ochilor și care să nu dea voie resturilor de metal polizate să treacă de ei. Sunt un pic murdari, s-au și mătuit foarte rău că i-am folosit, așa cum v-am spus, la polizat, dar sunt destul de ieftini, sincer să vă spun, nici nu mai știu de unde am luat, cred că din Dedeman. Când o să mai merg acolo, o să mai cumpăr o pereche sau două, pentru că ăștia sunt foarte buni pentru lucrul cu flexul. Ei, mai am pe ăștia de aici, Vernon, tot din Dedeman i-am cumpărat. Ăștia sunt foarte utili pentru că vedeți că sunt așa cu lentila asta fumurie și sunt foarte utili în zilele foarte însorite, atunci când lumina soarelui te orbește practic la muncă, în special la montat de tablă zincată, știți că aceea este foarte lucioasă, reflectă foarte ușor și foarte bine razele solare. Și atunci genul ăsta de ochelari așa mai fumurii sunt perfecți pentru acest tip de lucrare. La fel, niște toarte destul de subțirele se lărgesc așa în funcție de cât este capul de gros și sunt foarte, foarte confortabile. Am lucrat cu ei când am montat tabla pe casă. Și ultima pereche, am aici o pereche de ochelari de la Wolfcraft, niște ochelari foarte interesanți, eu nu i-am folosit încă, însă sunt foarte promițători, deși au aceste toarte un pic mai late așa, exact ce vă spuneam că nu prea îmi place mie, dar să știți că nu sunt deloc deranjante, deci am purtat un pic și nu am notat niciun fel de problemă. Sunt dintr-un material destul de moale și nu creează, uitați și voi ce elastic este, nu creează niciun fel de problemă. De asemenea, lentila este dintr-un policarbonat de foarte bună calitate, nu are niciun pic de dioptrie sau cel puțin eu nu o sesizez. Mai are și o toartă așa pe care o puteți folosi dacă vreți să îi țineți mai strâns pe cap. Cel mai probabil o să-i folosesc tot la lucruri cu metale, pentru că la fel vedeți că au această lentilă prelungită așa cumva și acoperă foarte bine și vederea periferică și sunt foarte, foarte potriviți pentru genul ăsta de lucrare. Un alt lucru care îmi place foarte mult la acești ochelari este faptul că aici are această zonă așa din spumă, cred eu că este, și se prinde, cumva aderă foarte bine la pielea de lângă ochi, lucru care îi face foarte, foarte confortabil și de asemenea servesc ca un fel de garnitură
pentru a împiedica diferitele resturi de pe la materiale să pătrundă în ochi. Abia aștept să-i folosesc pe la diferite lucrări și probabil că o să devină ochelarii mei preferați, ăștia de la Wolfcraft. Ca atare, ăștia sunt ochelarii de protecție pe care îi folosesc eu momentan. Nu spun că sunt cei mai buni ochelari, dar sunt ochelarii pe care îi folosesc eu. Probabil că o să mai cumpăr, mie îmi plac foarte mult accesoriile astea de protecție a muncii. Vă invit să îmi lăsați jos în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți și voi ce fel de ochelarii folosiți, de unde aveți, cât de mulțumiți sunteți de ei. Eventual poate îmi faceți vreo recomandare de o anumită marcă și probabil că o să-i cumpăr, să-i probez. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept la clipul următor. Până atunci eu vă doresc mult chef de treabă și numai bine!